în atenția celor care se simt complexați din cauza psoriazisului. I-ați văzut în lumina reflectoarelor. Îi admirați, dar nu ați bănuit niciodată că suferă de aceste afecțiuni. Chiar dacă au fost diagnosticați cu boli ale pielii, cum sunt vitiligo sau psoriazisul, aceste patologii autoimune nu i-au oprit din drumul spre succes. Vedeți despre cine este vorba. La 25 de ani, Winnie Harlow este un exemplu de luptă împotriva prejudecăților față de persoanele cu vitiligo. În adolescență era numită de colegi zebră, însă acest lucru nu a oprit-o să-și realizeze visul de a deveni un fotomodel de talie internațională. În timp ce toți credeau că urmează tratamente pentru înălbirea pielii, renumitul artist Michael Jackson de fapt suferea de vitiligo. Diagnosticul a fost confirmat și de rapoartele de autopsie făcute după moartea starului. Kim Kardashian, ideal de frumusețe și feminitate pentru mii de admiratori, după ani de camuflare a psoriazisului, după straturi groase de cosmetică, a refuzat să o mai facă și a vorbit deschis despre boala autoimună moștenită de la mama sa. În cazul modelului Cara Delevingne, psoriazisul a apărut la începutul carierei, când abia făcea primii pași pe podium. Frumoasa de 27 de ani a povestit într-un interviu că oamenii își puneau mănuși și nu voiau să o atingă, fapt care a afectat-o extrem de mult. După cum vedem, stigmatizarea și percepția oamenilor din jur că pacienții care sunt bolnavi de această boală de psoriaz sunt contagioși. Cu siguranță este un mit. Da, cu părere de rău, persoane ce suferă de vitiligo și psoriazis deseori sunt marginalizate în societate, dar afirm cu certitudine că deci, aceste boli sunt boli cronice, dar care nu sunt contagioase. Deci este foarte important ca toți asta să înțelegem. Aurelia, tu tot dai întrebări și tot vrei să afli despre psoriaz prin prisma medicală, dar lasă-mă să te întreb și pe tine, că acum tot se vorbește despre psihosomatică. Ce ne poți zice în acest aspect despre psoriaz? Da, psihosomatica și aici, ca și în alte afecțiuni, nu lasă loc de interpretări și neapărat starea psihoemoțională își lasă amprenta și asupra acestor două patologii. De multe ori psoriazisul debutează în stări de stres mental sau în urma anumitor factori mult mai stresanți care au pus în gardă creierașul uman. Pe parcursul evoluției bolii, persoanele se simt afectate din două părți, cel puțin. Unu, se întreabă de ce eu, de ce mie mi se întâmplă. Asta declanșează un sistem de alertă și nici de cum nu alcanizează organismul și ajută ca să treacă patologia. Și pe cealaltă parte este ceea ce s-a vorbit un pic mai sus, mai ales în rândul femeilor, mai ales pe părțile expuse ale corpului. Oamenii ajung să se simtă frustrați, să caute să se închidă, să poarte haine care să le acopere aceste urme de pete pe piele și ulterior ajung să se izoleze. Natalia, ce recomanzi acestor pacienți care, uite, nu pot să treacă bariera aceasta psihologică? Dacă pacienții nu pot să accepte boala, recomand în primul rând să meargă la un psiholog, să facă terapii pentru... Deoarece vindecarea va veni în momentul în care totuși pacientul va accepta boala. Fiindcă aceste stări de stres ne acutizează procesul cutanat și pacientul intră tot în mai mult stres și respectiv nu avem nici o efect. Efect la tratament.